Potrivit btonline.ro, prima zi a festivalului a fost marcată de o participare modestă, cu puțini botoșăneni prezenți la spectacolul Teatrului Vasilache și concertul susținut de Nicole Sherry. În schimb, a doua zi a adus cel mai așteptat moment al festivalului, recitalul formației Ricky e Poveri, renumiți pentru hituri ca Sara per che ti amo și Che Sara. Deși spectacolul a început cu o întârziere de aproximativ 30 de minute, italienii au reușit să creeze momente memorabile, câștigând inimile celor prezenți. La finalul recitalului, întreaga audiență, estimată la aproximativ 3.000 de persoane, s-a ridicat de pe scaune, aplaudând și cântând împreună cu formația Sara per che ti amo. Atmosfera din acea seară a rivalizat cu cea a marilor festivaluri internaționale, mai notează btonline.ro. Scena festivalului au mai urcat anul acesta Marcel Pavel și Paula Seling. Cântăreața, fiind așteptată și la Suceava, joi, pe 5 septembrie, la cea de-a 11-a ediție a proiectului Sinfonii de Toamnă, organizat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina. Festivalul de la Botoșani a fost organizat cu un buget alocat de Consiliul Local, ca și anii trecuți. Accesul la eveniment a fost permis doar pe baza invitațiilor gratuite.